Marina, e rândul tău să faci atârul de a veni aici pe bine. Al meu. Ce bine mă simt la voi. Aici. Mă bucur. Ce bine mă simt. Și ne bucurăm toți la Luc TV, cam aici în zona asta. Unde vrei tu? Cine face minuni? Oamenii fac minuni. Și eu sunt om. Mare minune. Doamna Marina Florea, muzică populară. Data viitoare te joc și pe tine, dragul meu. Da, să mai stați aici. Nu vă grăbiți ca fata la măritat. N-ar fi doamna rând. Marina, vă place muzica populară, știu? Mult, foarte mult. Așa, face parte din gena acestui neam. Așa este. Înțelegeți? Și suntem bucuroși că astăzi ați trecut de minune. Da. Dar nu v-ați făcut de minune, asta cu e acest important. Acest ansamblu minunat, căruia îi mulțumesc foarte mult. Ansamblu și aplauze. Folcloric Ardeleana. Aplauze. A Palatului Cultural din Câmpia Turzu. Palatul Cultural se numește Ionel Floașiu din Câmpia Turzu. Nu? Așa zice la palat. Vă mulțumim, dar să mulțumim și coreografilor. Canta Martin, aplaudați-l! Ia colonii! Și fiul, că ăștia sunt familie. Când bătrânul stă de o parte, vine tânărul și se ocupă de coreografie. E vorba de Cătălin Canta. Măi, fetele și băieți, hai mă demonstrați-ne ceva. Vreau o suită din aia, cum să spun eu, să stai mâța în codă, cum se zice în ardeal. Thank you.
aplaud, să nu vă lăsați aici și să nu uitați să jucați și după ce seamă dintre voi viți mărita și alții viți însura. Zi, Măriuță. Să știi că, înainte de toate, vreau să vă felicit. N-a clipit nimeni. Am stat acolo și v-am urmărit. Ați fost extraordinari. Eu am făcut dansuri populare începând din liceu, clasa 9. Da. Și mă gândeam acum, elevii generațiilor de astăzi nu mai au această bucurie și această ocazie pe care noi am avut-o, că așa a fost să fie. Fiecare liceu avea o trupă de dansatori, cu care, bineînțeles, participa la acele spectacole, concursuri și așa mai departe. Erau niște cântările românii, cântarea României. Da. Nu era nimic rău. Nu era nimic rău și mă gândesc că acum este un lucru extraordinar, așa cum spuneai tu, să nu ne pierdem tradiția, să nu uităm aceste minunate lucruri ale noastre, ale românilor, dans, cântec, portul nostru atât de frumos și să existe în școli, în licee, că e bine, uite cât sunt. Dacă cineva ne aude, fraților, nu vă mai tăți, ați bulversat atâta școala românească, băgați! Și măcar o oră de tradiții pe săptămână. Vă rogă, Tămaș cu Maria Buză. Am simțit să spun aceste vorbe pentru că au venit așa din partea lor cu acest suflu și acest optimism și acest drag de dans din partea lor. Vă mulțumesc. Nu pierim. Felicitări. Dragi prieteni, spectatori, am ajuns la momentul vostru preferat. Concursul de cuvinte încrucișate, dotat cu premii în bani. Iată regulile. Pot participa doar spectatorii din platou. Într-un bol avem numerele persoanelor care doresc să participe. Vom extrage maximum 3 concurenți. Ordinea de extragere va fi și cea de intrare în concurs. Avem un joc de cuvinte încrucișate cu un cuvânt ajutător gata afișat. Trebuie să ghiciți cuvinte care au legătura cu invitații noștri. Dacă ați fost atenți, până acum nu va fi nicio problemă. Și minune mare, fiecare cuvânt ghicit vă va aduce în buzunărel 100 de lei. Și o să extragem primul concurent. Deja emoțiile sunt mari, după cum văd acolo în zona publicului. Ia să extragem primul concurent. Să vedem cine intră primul în concurs. O să arăt și spre dumneavoastră, să nu credeți că... Cornelia! Aplauze pentru Cornelia! Bine ați venit, doamna Cornelia! Mulțumesc! Cum sunteți? Emoții? Da, ceva. Ah, bine, întotdeauna e bine să ai niște emoții. Și noi avem, nu vă aveți probleme. Hai să ne uităm la panou, să vedem ce apare aici. Da. Și așa, apare Tămaș cu zâmbetul lui ăla de acolo, îl vedeți, nu? Da, cămașă neagră, da, înțelegeți, da, încheiat, da, până la gât. Cuvântul ajutător pe verticală, vedem 3 doamne. Da. Ați observat, nu? Să vede. Da. 3 doamne. Și o să mergem la unul orizontal. Hai să vedem definiția. Ce meserie ar fi avut Cristina Turcu Preda dacă nu ar fi ales cariera artistică? Hai să dăm drumul la cronometru. De acord, nu? Da. Bun. Deci era 2, Cristina... 4, 6, 8. Aveți? Cristina vrea să fie polițist. Eu zic să nu vă grăbiți. Hai să vă rog să fiți atentă, pentru că e vorba de bani, da, să nu vă grăbiți, sunteți sigură, dar totuși să analizați, că timp încă mai este. Da, da, da. Deci aveți acolo 2, 4, 6, 8 litere, un T la mijloc de la Tămaș, nu știu de unde vine. Sunteți sigură? Da, sunt sigură, vroia să fie polițist. Da? Bun! Dacă sunteți sigură, hai da, să vedem dacă se și confirmă, să vedem confirmarea. Felicitări! Aveți 1.000.000! Mulțumesc! Vă felicit! Mulțumesc! Doamna, aveți 100 de lei, 1.000.000 de aia dinainte, 100 de lei din ziua de astăzi. Suntem bucuroși. Să știți că noi ne bucurăm. În momentul când ați fost atentă aici în platou și 100% și cei de acasă, înseamnă că ne-ați urmărit și uitați, se pot câștiga bănuți frumoși. Trecem la 2 orizontal. Care era numele de familie al profesoarei Marinei Florea de la Școala Populară de Artă? Hai să dăm drumul la start cronometru, să vedem. Start cronometru. Sunteți pregătită, nu? Deci 2 orizontal, da. 2, 4, 6, 8 litere.
aveți un E undeva acolo. Da. Așa. Deci numele de familie, da, al profesoarei era... Doamnei Marinei Florea. Da, era Runceanu. Hai să vedem. Văd că... Hai să vedem confirmarea. Ați fost atentă? Da. Bun, eu știți cum? De obicei nu sunt sigur niciodată până când nu mă sun de 4-5 ori. Dar dacă ați fost atent, hai să vedem confirmarea. Hai. Absolut. Runceanu, bravo. Felicitări. Mulțumesc. E, deja parcă v-ați schimbat, nu știu, aveți așa o stare... Încep să mă simt bine. Platou. Da, să știți, mă mai așteptăm. Nu înseamnă că dacă ne-o luați banii acum, nu mai veniți. A fost de la început. Trecem la numărul 3, tot orizontal. Hai să vedem definiția. În ce țară a făcut turnee Maria Boză împreună cu grupul Bouă? Vă rugăm să vă uitați la noi, nu vă uitați în altă parte. Start cronometru. Deci, aud cronometru? Repetăm. În ce țară a făcut turnee Maria Boză împreună cu grupul Bouă? Cronometru merge? Da. Ah, da. Aveți 20 de secunde. Canada. Să vedem. Da, să vedem. Eu zic să fiți atentă. Eu zic să fiți atentă. Pe orizontal. Așteptăm să vedem. Eu nu știu. Pare să că sunteți prea sigură. Parcă. Bun. Hai, da, să vedem. Hai să vedem confirmarea la 3 orizontal. Ce apare? Canada. Felicitări! Aveți mulțumesc! Deci am zis că să vină sora, dar acum văd că vine și verișoara. Absolut! Bun. Așteptăm! Estimată doamnă, trecem la numărul 4, tot orizontal. Hai să vedem definiția. La ce festival a câștigat Marina Florea trofeul pentru interpretare în 1983? Cam de mult. Start cronometru. Cam de mult, dar l-am urmărit și este vorba de... Iar vă grăbiți. Festivalul de la Mamaia. Ați fost o dată la Mamaia? Da. Da? Da. Sunteți sigur? Vă place la Mamaia? Îmi place. Ei, și mie îmi place pe litoralul românesc. Deja vă atât Mărgomoș ăștia până altă parte. Să știți, tot la noi e mai bine. Vă spun absolut, sincer. Că dacă absolut. Nu strângea știe blidul... Hai să... Sunteți sigură? Sunteți sigură? Mai da, sunt secunde. Sigură, Mamaia. Să nu vă iau cu vorba după aia să pierdeți banii. Hai, da, să vedem. Doamna Nelly, dacă ne luați și sută asta... Vai, am început să mă dea apele. Hai să vedem confirmarea. Mamaia. Deci aveți 400. Da. Hai, da, să trecem la 5 orizontal. Să vedem definiția. Cu ce rol a debutat Maria Boză la Teatrul Național București în 1998? Vă invit să fiți atentă, să nu vă grăbiți. Start cronometru. Aici avem un cuvânt mai lung. 2, 4, 6, 8, 10. Este vorba de Smărândița. Smărândița? Da. Așa credeți? Da. Vai, eu așa cred. Vai, te-ați câștigat, să știți că... Cred că am văzut-o, da, deci, și mi-amintesc. Așa credeți dumneavoastră. Hai, da? Să, eu zic să stăm să mai analizăm. Absolut. Vă invit să mai analizăm. Că-mi luați astăzi banii. Hai să vedem. Hai să vedem confirmarea. Smărândița. Stimate doamne, uitați aici. 500. Felicitări. Până acum, mulțumesc. Le mai spunem încă o dată celor de acasă să nu cumva să creadă că aici noi ne jucăm. Nu. Absolut, ne jucăm. Absolut. Minuni, dar uitați că sunt minuni serioase. O să trecem și la ceva vertical. Știți că... E mai greu un pic. Da, așa credeți? Decât pe orizontal. Nu? Da, trecem la 6 vertical. Acolo, uitați, o să fie un pic mai ușor. Pentru că aveți deja una, două, trei litere. Hai să vedem definiția. Care este accesoriul purtat pe cap de unele actrițe pe scenă? Start cronometru. Peruca. Sau de Ruslan, acum, de ce ne luați așa repede? Că deja îmi vine să bat haina de pământ. Vai. Deci, încă o dată.
încă o dată. Cum îi spune? Accesoriul purtat pe cap de unele actrițe pe scenă se numește perucă. Vai, și eu am niște prieteni. Unul, perucanu, așa zice la... Da. Ruslan, ați auzit la Teatrul Național Absolut. Din Cluj? Perucanu. Da. Ăla. Ei, vai, vai. Hai, ce să... Stai că mie să cad jos. Hai să vedem confirmarea. Perucă. Doamna Cornelia, da? De unde sunteți? Din Cluj. De unde e din Cluj? Din Gheorghen. Din Gheorghen, dar de cui? Ați venit să ne luați astăzi banii. Ba. Ba, doamnă, dar cu ce vă ocupați? Cu foarte multe. Adică? Da, și astea foarte multe sună interesant. Da, da, sunt aproape actriță. Vai, înseamnă că de-aia... Vai, 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 gata, 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 gata. Trebuie să fim un pic mai atenți de-aci încolo. Să trecem la 7 vertical. Da. Acum, dacă ne luați și suta asta, sincer vă spun, atunci... n-am decât să vă fericit să vă întreb ce o să faceți cu banii. Oh, rămâne de văzut, vedem, nu știu, ne mai gândim. Mă invitați pe analizăm, mine undeva, da, da, pe trogloditul de tămaș, după emisiunea asta de 2 ore, absolut, să stau aici, mă bronzez la becuri. Bun. 7 vertical. Hai să vedem definiția. Ah, da, 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 da. Aici e interesant. Ce zice Ana? Ce fel de inel a primit Cristina Turcu Preda de la soțul ei, Iulian Preda, prietenul meu? Aici avem 7 vertical. 2, Cristina... 4, 6, 7. Cristina... Start cronometru. Doamna frumoasă... Nu, 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 stați un pic. Nu mă uit, doamna nu, frumoasă cu care v-ați uitat, ai v-ați uitat și la final va trebui... Nu? Deci rugămintea mea să vă uitați la tablou. Încă o dată. Ce fel de inel a primit Cristina Turcu Preda de la soțul ei? Poate fi un inel de nu știu cum, nu știu ce nume poate să poarte, nu, inelul ăla. Da. Aveți acolo și doi de A, de la Aurel, ambasadă, cum vreți dumneavoastră. Dar nu vă luați după da, mine. Da, da, da. Hai, da. Hai, da, să vedem. Un inel cu Hai. Diamant! Doamna Cornelia. Hai, da, să vedem confirmarea. Să-ți trăiască familia. Să-ți trăiască familia, Cristina. N-ai putut purta altceva și tu. No, bun, felicitări, doamna Cornelia. Mulțumesc foarte noi mult. Noi suntem bucuroși că ne-ați luat toți banii. Da. Să aveți Absolut. Parte... Ei Mulțumesc. Să vă folosiți de ei, să vă bucurați. Mulțumesc foarte mult. Noi vă admirăm și vă mulțumim că ați fost foarte atentă. Mulțumesc foarte Felicitări, mult. Felicitări, doamna Cornelia. Pentru publicul și pentru privitorii din Cluj sau din altă parte care vreți să veniți la noi în platou, este afișat numărul de telefon acolo, deci vă așteptăm cu drag. Felicitări pentru doamna Cornelia care ne-a luat banii. Felicitări. Dar suntem bucuroși. Și vă așteptăm la noi în platou.